Cred că s-ar putea scrie o altă piesă de teatru pe seama eforturilor făcute până să aducem acest spectacol pe scenă de aici. Директор вважає, що можна навіть писати іншу п'єсу, о том, як з такими складними шляхами, от що в театрі до представлення п'єси в начальницькій сцені. Este și un merit a regizorului Adi Caraulianu, care a colaborat cu Vasile Dofei, încât să aducem acest text clasic și această viziune clasică pe scenă, în momentele în care teatru iese el însuși într-o transformare profundă, în care și teatru se grăbește, în care dă prioritate imaginii și nu atât tribulațiilor sufletului. Цей успіх режисера, який поставив виставу, Яського режисера, так? Так, Яського. Яського, так? Аді Караулян. Аді Караулян, який постарався показувати не тільки відображення на сцені, но і стан душі. І от цими класичними методами якраз і сьогодні це дуже важливо от в такий момент. Монтând în acest fel acest spectacol, am dorit să evidențiem încă o dată faptul că Olga Cobăneanscaia a adus în peisajul literar ucrainean romanul psihologic. Цією п'єсою ми хотіли би показати, що Ольга Кобилянська, її заслуга в тому, що вона вийшла в українську літературу з психологічним романом, авторкою психологічного роману. Чи ставилось на Ботушанській сцені до цього часу якісь твори Ольги Кобилянської? Пина презент ацмонтато п'єси до п'єси. Тобто це перша п'єса за Ольгу Кобилянську. Este prima și a fost foarte bine primită, piesa a fost foarte bine primită și la București, într-un mediu foarte elevat, la Teatrul Notara, în inima Bucureștilor, la fel ca și la Gura Humorului, locul de naștere al Olgei Cobăneanscaia, la fel și la Suceava. Da. Spectacol m-a dușe хорошу пресу і в Бухаресті, і в Гура Гуморлуй, там, де народилася Ольга Кобилянська, в Сучаві і в інших містах Румунії. Vreau să mulțumesc acum domnului Vasile, doamnei, pentru că au fost extrem de tenaci în a ajunge cu acest spectacol realmente pe scenă. Pan director, vă mulțumesc panul Vasiliu și drujenii za to, що вони домоглися, щоб цей спектакль був представлений на сцені. Vreau să cred că mi-am îndeplinit aducând acest spectacol pe scena teatrului din Cernăuț, a cărui patron spiritual este chiar Olga Cobăneanscaia, mi-am îndeplinit cea de-a doua direcție pe care mi l-am propus, anume de a salva inima acestei familii. І таким чином от ми виконали свій обов'язок з цим спектаклем, що ми посвящений волі Ользі Кобилянській, патрону цього театру, і таким чином і допомогли родині. Mulțumesc de asemenea și colegilor, în care Alexandra e foarte tânără, este cea mai tânără din teatru venit acum, care a căpătat acest rol, care dintr-o dată a adus-o dintr-o debutantă pe coperta cărții pe care Vasile a reușit să o editeze, o carte în două limbi, română și ucraineană, nu? Царівна, chiar așa se numește, și care a făcut o impresie foarte bună. Mulțumesc și Alexandru. Și bineînțeles tuturor colegilor. Виконавця головної ролі – це дебютантка якраз. І у нас на видавництві «Букрек» вийшла книга «Царівна, принцеса», двомовне видання. І там якраз на обложці книги є портрет спектакля. Ca în toate poveștile de succes de la Hollywood, dintr-o necunoscută a ajuns vedetă. Iar cu Hollywood, nevidomă, stala vidomă.
Sau cum spunea Napoleon la vremea lui, că fiecare soldat poartă în raniță bastonul de mareșal. Ну, я говорив раніше Наполеон, що кожен солдат він мріє про генерал, маршалський жест. Vreau să mulțumesc în întâlnirea din această seară și societății Mihai Eminescu, pentru că un spectacol se compune din oferta scenei, dar și din cei care vor fi în sală, societății presei, dumneavoastră, tuturor, real, personal, nu? Pentru ceea ce a făcut prin Gazeta de Herța, toate ziarele românești, ziarele românești de aici, care au chemat publicul la această întâlnire de suflet, care vreau să cred că va ajunge realmente la suflet. Este o poveste tragică, este o poveste în spiritul vieții Olgăi Cobăleanscaia, dar care arată că viața merită să fie trăită. Pan director Popolărdării Vasiliu Bucu, голови товариства Михайло Мінєску, румунської преси, які організували, щоб зал був не пустий, щоб були глядачі. І ця п'єса про життя Ольги Кобилянської нам докаже, що ми життя треба прожити, що це варто. А можна сказати кілька слів?